Bună ziua și bine v-am regăsit! Sunt Anca Todirică, gazda emisiunii dumneavoastră Ferestre către Suflet, o emisiune de spiritualitate creștină realizată de TRM în colaborare cu Centrul Cultural Misionar Doxologia al Arhiepiscopiei Iașilor. Dragilor, suntem tot în luna martie, o lună în care celebrăm femeia, dar mai ales viața. Am invitat astăzi în studio alături de noi pe părintele Radu Brânză, coordonator al departamentului Provita din cadrul Arhiepiscopiei Iașilor. Părinte, bine ați revenit la Ferestre către Suflet. Bine m-am regăsit și mă bucur să fiu iarăși aici în studioul dumneavoastră. Ne bucurăm și noi și tare, tare cred că o să vă mai invităm la o ediție pentru că am foarte multe întrebări. Am foarte multe întrebări legate de activitatea pe care o desfășurați la departamentul Provita, care este în fiecare ceas, în fiecare zi și în fiecare lună a anului, dar în mod special în această lună martie pe care biserica a ales o să celebreze viața. Dar până a ne povesti despre acțiunile pe care le desfășurați, m-am gândit să ne ajutați, să înțelegem mai bine, să avem o conștientizare mai vie, cum v-ați spus, asupra termenului chiar sau a conceptului de viață sau plecând de aici, pentru că vă spun sincer, în comunicare am observat că noi oamenii avem o modalitate foarte îngustă, fiecare vede în felul lui propriu, din perspectiva lui și de foarte multe ori comunicarea nu duce, nu-și atinge țelul, pur și simplu ne blocăm în punctul nostru de vedere. Dacă noi toți oamenii în general avem o vedere asupra vieții legată de acest bios, de viața biologică, care cumva ne-o expune știința, biserica însă are o viziune mai integratoare. Și mă gândeam să vă întreb care este această viziune, cum vede biserica viața? O vede la fel ca știința, mai mult, mai puțin, ce e viața, ce nu e viața, cam care ar fi perspectiva bisericii asupra noțiunii de viață, ca să putem din start să avem un numitor comun în comunicarea noastră și să oferim și celor care se uită la noi o perspectivă poate mai integratoare, mai profundă. Da, vă mulțumesc pentru această întrebare, pentru că mi-ați adus aminte de începuturile activității Provita. Și acum vreo 15 ani aproape, când s-a dat drumul acestei activități în cadrul centrului eparhial, în sectorul de misiune, ne-am pus cu toții întrebarea, bun, Provita, protejarea vieții, dar ce este? Și a fost și este foarte important pentru noi să avem lucrurile limpezi în acest punct de vedere, pentru că dacă nu le ai, riști pe timpul, odată cu trecerea timpului, să nu mai știi cine ești și încotro te duci. Și, cum spuneam, mă întorc la acel moment și ceea ce vă pot spune că noi credem profund și când spun noi, avem convingerea că mărturisim adevărul bisericii noastre. Credem profund că viața este în primul rând cel mai primul și cel mai frumos dar, mă rog, toate sunt, dar e primul dar pe care îl face Dumnezeu omului, viața. Plămădiți fiind din țărână și țărâna purtând suflarea de viață care vine de la bunul Dumnezeu. Și din punctul ăsta de vedere, fiind primind acest dar de la Bunul Dumnezeu, evident că trebuie să-l prețuim foarte mult. În al doilea rând, avem cuvintele Mântuitorului care spune că eu sunt calea, adevărul și viața. Și atunci, din această perspectivă,
viața din punctul nostru de vedere al bisericii nu este cu adevărat deplină, decât dacă este împreună cu Bunul Dumnezeu. Adică dacă ne raportăm la Hristos ca viața, pentru că am vrut să vă întreb și asta, adică la cine ne raportăm sau la ce ne raportăm când vorbim despre viață? Da, deci noi suntem, trăim cu adevărat doar când suntem împreună cu Bunul Dumnezeu. Sigur, putem să avem această, spun, viețuire sau vegetare, bine, nu? Putem spus, să-i spunem, da? Biologică. Dar una, că nu te împlinește, până la urmă cea mai profundă problema noastră este această nevoie de sens al cui ești. Ați atins și atunci, un subiect viu. Viu. Da, și răspunsul autentic care împlinește sufletul omului este atunci când sensul existenței tale devine Bunul Dumnezeu sau când înțelegi că de fapt Bunul Dumnezeu este. Și de asemenea este important că trăindu-ți viața împreună cu Dumnezeu, avându-L pe Dumnezeu sau conștientizând prezența, că nu este în noi, dar conștientizând prezența Bunului Dumnezeu în noi, de vede atunci prindem perspectiva veșniciei. Pentru că viața de după, această trecere temporală în care ne aflăm acum, și, de fapt, la întrebarea a doua noastră, la ce ne raportăm, raportarea la Hristos te scapă de cea mai mare angoasă, frica de moarte. Și aici, aici preocupă lumea de toți suntem voinici, suntem interesanți, suntem fascinanți, până în pragul morți, trecerii de aici. Da. Ori ceea ce înțelegem trăindu-ne viața împreună cu Bunul Dumnezeu, raportându-ne la Dumnezeu și trăind și împlinind poruncile lui Dumnezeu, pentru că aici simt să vă să precizez acest lucru. A fi cu Dumnezeu nu înseamnă a-L admira de la o distanță pe Dumnezeu, a vorbi despre Dumnezeu, așa, teoretic. A fi cu Dumnezeu înseamnă, sunt foarte profunde cuvintele ale Sfântului Apostol Toma, pe mine mă emoționează totdeauna când mă gândesc la ele, când îl pipă ei după mine și îi spune așa, Domnul meu și Dumnezeul meu. Această conștientizare adâncă. Personală. Da, și în sufletul. Deci viața cu Dumnezeu înseamnă a fi în orice clip să simțim și să trăim și să trăim efectiv prezența lui Dumnezeu în noi. Adică a fi foarte aproape de El, al a fi pipăi în, chiar, în, al tactil, al gusta. Da, păi, și atunci când, dar asta nu se poate decât împlinit poruncile Domnului. Creștinismul teoretic nu porunci, este nu? ce ne-am face fără ele. Da. Creștinismul teoretic nu există, doar așa o părere, creștinismul autentic, viața în Hristos, este atunci când trăiești poruncile, când împlinești, când te ostenești. Și foarte frumos așa în această strădania noastră, faptul că, e frumos faptul că nu reușim, nu ne iese. Nu reușim să ținem poruncile. Dar Dumnezeu se uită la efortul nostru, la inima noastră, la intenții. Și am acolo, îmi place imaginea, așa îmi place să exprim lucrurile. Imaginați-vă că avem aici trei copilași care le dăm să facă, nu știu, să repare o trotinetă. Da, și unul își mai prinde un deget, mai se chinuie, altul e mai priceput, altul e mai puțin priceput, altul stă și doarme liniștit, nici nu te ia în seamă cu rugămintea pe care o adresezi. Și atunci, evident că din toți aceștia, cel mai drag ție la cel mai lovit, cel mai murdar de vaselină, dar care îl vezi acolo că se chinuie și face. Aici este frumusețea. De bea de atunci sau din acest punct, da, sigur că primul pas în relație cu Dumnezeu este acel al despătimirii, al debarasării vieții noastre de tot ceea ce este balastul acesta existențial care ne trage de multe ori în jos, în
Dar eu o să vă opresc puțin aici, că în general oamenii asociază viața cu confortul, cu plăcerea, cu exact ceea ce de multe ori biserica spune, nu prea... Biserica nu le refuză, biserica nu se vine și le înduhovnicește, le completează, le dă valoare. Le dă sens? Da, și le dă sens, cum spuneam. E foarte frumos un apartament bine îngrijit, așa. Nu trebuie să mă încolibe neîngrijite. E foarte frumos și o mașină nouă, performantă, e foarte frumos și un concediu oriunde în lumea asta, e foarte frumos, toate sunt frumoase, dar doar de mână cu Dumnezeu. Doar de mână cu Dumnezeu. Cumva ne dă o țintă, nu, da. Biserica? Un asta scop, e, un da, sens, și atât, da? Da, e clar. Da, și totul se bazează pe această libertate și iubire, tot darul de la Dumnezeu. Viață, libertate, iubire. Și adevăr. Da, asta te țin în adevăr. Știți, acum câțiva ani o mămică îmi spunea că fetița ei de 8-9 ani, la un moment dat, nefiind dusă la biserică, deci neavând o educație creștină neapărat, mama a întrebat-o dacă ar fi să-i mulțumești lui Dumnezeu pentru ce i-ai mulțumit. Și copila a foarte uimit așa de întrebarea mamei, pentru că părea că îi se pare de la sine înțeles, a zis pentru că trăiesc și pentru că exist. Și mama atunci a zis, a rămas foarte uimită și mă întreba cum e posibil un copil să aibă această conștiință. Adică de multe ori noi auzim într-adevăr că viața e un dar, ne dăm seama, mulțumim, dar uneori mă întreb, oare nu o facem cu vorbe goale? Adică... Da, se face și cu vorbe goale, dar patinăm, adică nu suntem în adevăr, nu suntem în ceea ce trebuie normal să fie. Dar copilul fetiței era unul absolut firesc, pentru că vedeți, inocența, această stare de curăție a vieții unui copiluț, faci ca să fie răspunsurile cum nu te aștepți, clare, limpezi. Noi le complicăm pe traseul vieții când ne împătimim, când o facem pe deștepți, îmi se pare că știm pe toate, le rezolvăm pe toate, când ne ia valul mândriei și când pierdem legătura cu Dumnezeu. Dar când, de altfel, păi, Domnul nu este înconjurat de copii, nu spune, mă, nu-i fugări, stăsați, zi, nu-i gări, poftim. Da, și atunci îndemnul patristic, de la Domnul în primul rând, îndemnul patristic este să nu ne pierdem, să dacă o pierdem, să ne redobânim totdeauna inocența, să fim mereu copii. Și cumva îmi răspundeți la întrebarea asta de conștientizare, că ține totuși de această curăție, nu a inimii, o conștientizare. De Dumnezeu nu te poți apropia decât în stare de curățenie. Asta înseamnă despătimirea. Și aici intervin poruncile, nu? Adică nevoința și poruncile. Adică nu vine așa oricum, știți că doar îți dorești. Nu-i de ajuns, părinte? Adică să ne dorim să fim curați și păi să nu facem nimic? Dacă eu n-am mâncat de 3 zile și așa. Mă roade stomacul și îmi doresc așa și îmi imaginez o ciorbă și o, un grătar ciolană, și o ciolană cu varză, așa, tot plămâneam. Deci nu merge doar cu intenția. Da, nu. Și atunci pragmatismul ăsta al vieții. Îndemnul părinților este, mântuirea începe aici și acum. Și veșnicia, nu? Tot nu aici. Este, nu, pentru aici că acum. Mulți și, oameni... Și veșnicia trăiește în clipă. Așa, că mulți întreabă în felul următor. De ce, adică noi trebuie să ne chinuim în această viață, să îndeplinim aceste porunci și nevoințe, pentru că ni se promite ceva în viața viitoare. Mulți oameni așa interpretează creștinismul și asta vroiam să vă întreb. Începe viața veșnică de aici? Păi da, veșnicia, raiul începe de aici, sau iadul, tot de aici. Și începe. Se trăiește, da. Nu da, concret. Da, se trăiește, da. Cum spune Domnul, în alea care te găsesc, în alea e judecat. De aia e importantă clipa. Și de aia e foarte important să nu amân mântuirea. Să spune că păcăleala favorită a vrăjmașului este asta. Ascultă la mine. Domnul este judecată, e cumplit, trebuie să te pocăiești, dar încep de mâine. Și această amânare de azi pe mâine este cea mai păguboasă. Pentru că te ține într-o iluzie, tragere în piept, gata, de mâine, ca știi, de mâine slăbesc, dar știi, mai de luni, da. Sau de luni, gata, slăbesc și da tot, mai iei un sandwich, un plus, mai ții obiceiurile păguboase. Da, deci nu se poate fără asta. E ca și cum, uitați, intrăm amândoi la, nu știu ce, Universitate de Științe Spațiale și simpla
accedere în rândul cursanților nu ne dă și diploma. Efortul meu, chinul meu, strădania mea, asta mă califică într-un final. La fel și aici. Dar totuși Dumnezeu nu are nevoie de acest efort al nostru. Dar avem noi nevoie. Avem noi, nu? Avem nevoie să-l facem. Păi, ca să spui copilul, hai la tata. Păi, întinzi brațele, da. Faci ceva. El face, trebuie să vină și el, da? Da, bine, astea sunt, da, sunt ușor copilărești aceste argumente, da, care justifică, de fapt, o indiferență, o lene, o necunoaștere. Adică e mai confortabil, e confortabil să punem totul în seama Dumnezeu și, da, Dumnezeu e nedrept, Dumnezeu e ne bun. Chinui, de ce? Sau unii spunem invers. Da, dar asta ne justifică, de fapt, ne ascundem după propria noastră indiferență sau lene. Și sigur, păguboșii suntem noi. Păgubiții. Pentru că noi rămânem cei în afară. Am înțeles și mi-ați răspuns cumva la întrebare. Eu mai notez aici că am reținut pentru a conștientiza că viața este un dar. Deci avem nevoie să ne nevoim, să îndeplinim poruncile ca să curățim această inima noastră, să ajungem la starea asta de copil care vine, probabil conștientizează dintr-un firesc. Dumnezeu e firesc. Asta așa ca să, dacă am înțeles bine. Primul lucru pe care suntem îndemnați să-l facem este să ne limpezim, să ne facem lucruri clare. Păi să ușor. Ne cunoaștem azimutul. Da, băi, cine sunt eu și încotro mă duc? Al cui sunt? Da, e nevoia asta de apartenență, a fi al cuiva. Păi, al cui sunt eu n-am mai auzit întrebarea asta. Este foarte des vehiculată întrebarea acum chiar în toate spațiile spirituale și chiar e la modă, acum pot să spun, această cunoaștere de sine. Dar această întrebare al cui sunt eu n-am auzit-o până acum. Al cui suntem? Da, și în momentul în care conștientizezi și la Dumnezeu, de fapt, realizezi în fiere pe care Dumnezeu ți-o făcut-o, ți-o oferit-o. Dar asta înseamnă că trebuie să ai o trăire personală, nu, să simți că ești a lui? Nu neapărat să... Deci, trebuie limpezi... Adică, nu de așa. Fapt, primul pas prin mântuire e să spui întrebările serios. Mm-hmm. Să spui întrebarea serios. Băi, totuși, bun, ok. Da, sunt realizat, sunt, am de toate sau n-am de toate sau nu știu, fiecare cu bucurile sau necazul lui. Dar întrebarea este, băi, cine sunt eu de fapt? Al cui sunt? Sunt al cuiva? Nu sunt? Am nevoie de Dumnezeu? Și de multe ori am un prieten care e preot și îmi spunea că el de multe ori le spune la tineri, uite, îți dau canon, să nu faci nimic din cele ale bisericii dacă nu știi de ce le faci. Pentru că altfel devin obositoare. Și în momentul în care îți limpezești, de fapt, aceste, găsești răspuns la aceste întrebări, domnule, cine ești tu și încotro te duci, al cui ești, din momentul ăla, dacă ajungi la concluzia că, bă, n-ai nevoie de Dumnezeu, ok, ce te poate pe tine forța? Nici Dumnezeu nu te poate forța, ca tu să, nu există mântuirea cu forța. Dar dacă ești sincer, n-ai cum. Dacă ești sincer și profund, serios, să spui întrebarea, nu ai cum să n-ajungi la Dumnezeu. Și asta de ce? Pentru că e chestie de structură. O avem în noi? Normal. Da, și atunci, de unde vine suflarea? Cu asta am început. Și în momentul în care îți răspunde, atunci îți produce primul și cel mai frumos lucru în viața ta. Ați avut această trăire? Adică doar dacă ne puteți împărtăși, nu știu, ați simțit la un moment dat în viață că... cu adevărat viața-i darul lui Dumnezeu? Da, de-aia spun că toți, dacă le-am avut, eu înseamnă că oricine le are, pentru că eu sunt la fel ca toți oamenii. Da, na. Și la mine a fost foarte interesant, dacă mă întoarceți în amintiri, iarăși vă mulțumesc. Eu când am plecat spre seminar, am plecat într-o epocă total potrivnică. Azi e neomarxism, atunci era marxism. Era ateismul, se învăța în școli, da? Aveam ore de ateism științific. Era total ne la modă să fii credincios sau să vorbești despre credința ta. Și bine, o iau și ca un dar la Dumnezeu. Atunci când mi-a răsărit mie în cap, asta chiar că am primit-o de la Dumnezeu, mi-a venit mie așa în cap să mă duc pe seminar,
Mama drăguță de mi-a zis că îmi trage un pop în cap, nu că ar fost împotriva. Mama a fost și rămâne și i-a sărut mâna, încă trăiește, are 92 de ani. Drăguța de a spus pentru că era prea mult pentru ea, adică era inimaginabil de frumos ca băiatul ei, răducul al ei, apropo de că eu sunt singurul băiat și ultimul copil. Și aici o poveste, mama a făcut la timpul respectiv apropo de viață și de ce e importantă viața. Mama a fost atunci supusă la o terribilă presiune socială să mă avorteze, dar nu s-a întâmplat și acum sunt la emisiune cu dumneavoastră. Și, dar atunci când m-am dus spre seminar, și m-am dus, o dat Dumnezeu și am intrat la seminar și a fost foarte interesant și m-a ajutat mult. Mulțumesc Dumnezeu că am prins perioada aia. A fost dur, greu, dar imaginați-vă 5 ani în care jumătate de an ți se spunea că este Dumnezeu și jumătate de an ți se spunea că nu, auzeai că nu este Dumnezeu. Și la vârsta ta de formare, da? Bun, 17 ani m-am dus, în fine, erau anii aia când începi să spui întrebările. Și am trecut prin toate fazele, de derută, de necredință, de prea multă credință, de euforie, de așezare, de wow, ce bine. Știți, și asta m-a ajutat foarte mult pentru că m-am pus profund, pentru că nu puteam să trec așa brusc. Cred că de aici aș răsună încă în mine întrebarea al cui ești, da? Deci când este corect? Când sunt la seminar și mi-e să aduc argumente că Dumnezeu este, sau când sunt în vacanții, când pisitos mi se livrează argumente că Dumnezeu nu este. Deci înseamnă că întrebarea între a fi și a nu fi, cum am și numit emisiunea noastră, trebuie raportată la un cine, la cineva. N-ai cum să-ți dai răspuns dacă nu o raportezi la Dumnezeu ca persoană, ca tată. Îți poți găsi ținte, poți te agăța de orice. Și țin minte că nevoia de a fi al cuiva, nevoia de a te raporta la ceva și la cineva. Țin minte, eram prin clasa 9 și un profesor, Dumnezeu să-l odihnească, eram la ora de ateism, de cunoștință social, politic, ceva de genul, cam așa se chema, și a pus unui coleg întrebarea: tu crezi în Dumnezeu? Și colegul a zis, nu. Era așa de, era chic atunci, era de bon ton să-ți manifesti necredință, era valul ideologic al timpului de atunci. Și a spus, nu, bravo, a spus profesorul, bravo, nu este Dumnezeu. Dar tu în ce ne crezi? A persistat întrebarea de crede și eu cred în mine. Bravo, felicitări. Bun, ce înseamnă asta? Înseamnă că nevoia de credință este, pentru că întrebarea a fost dacă tu crezi în Dumnezeu, nu dacă ai credință sau nu. Pentru că după ce a fost negată Dumnezeu, s-a afirmat persoana respectivului coleg. Și atunci nevoia de credință a acelui coleg al meu nu s-a dus către Dumnezeu, s-a întors către el însuși. Da. De-aia spun că ele sunt și la oricare dintre noi. Doar dacă vrem așa, dacă o amânăm, că nu discut acum, n-am timp de asta, uite, probleme, salarii mari, cheltuieli mari, încălzire globală, nu avem de toate care să amânăm, dar nu. Dacă ne spui serios întrebarea, n-ai cum să nu te ducă la... Încă o dată spun, bun, îl poți vedea pe Dumnezeu distorsionat. Altfel, te duci. Trăim un timp, să știți, acum oferta spirituală este foarte largă. Largă, la un clic distanță, cum spunem. Intrați pe internet și găsiți cercetați. Și informații și rețete multe. Da. Și rețete, da. Dar vedeți, toate vin și încearcă, de fapt, să ofere soluție la aceeași problemă profundă. Nevoia de sens și de apartenență și de veșnicie.
Părinte, emisiunea noastră chiar se apropie de sfârșit. Am reținut nevoia de sens, de apartenență, de veșnicie. Vă rog să nu uitați nici dumneavoastră acest gând, pentru că aș vrea la ediția următoare să reluăm discuția. De la și... nevoia de sens. Exact. Vă mulțumim tare mult pentru prezență. Eu dragii noștri telespectatori, mulțumim că ne urmăriți. Vă invităm să fiți alături de noi și în ediția următoare. Vă dorim o zi bună și binecuvântată.